Salut, prieteni! În tinerețe, pe vremea comunismului, am scos un volum destul de tare, se chema Democrația Naturii. Era ușor subversiv cu această chestie, cu Democrația Naturii. Există o democrație și în gătit. Noi ne închipuim că regina Angliei n-a mâncat niciodată ceapă. Poate n-a mâncat ceapă cu brânză, cum mâncăm noi așa și cu o roșie. Dar nu există mâncare englezească în care să lipsească ceapa în bucătăria reginei, ardeiul, roșiile sau această fasole chinezească, care, nu știu dacă știți, a apărut și în România de vreo 10 ani, cred. Crește cam un metru așa lungime. E foarte gustoasă. Sunt două moduri de a o găti. Fie o părești și pe urmă pui ulei, puțin oțet și o mănânci ca salată, faci o mâncărică, ceea ce o să facem noi astăzi, alături de un mușchiuleț de vițel, pe care o să vedeți ce simplu îl facem în câteva minute. Și invitatul nostru ține de ideea democrației naturii, în sensul că am invitat artiști, politicieni, ușe, dar astăzi o să invit un lăutar pe care știu de 10 ani, pentru că acum 10 ani l-am cunoscut și l-am adus la Lacrimi și Sfinți să cânte cu formația lui. Este un mare acordeonist, unul dintre cei mai mari, poate, care mai trăiesc astăzi. Numele lui e Fundament. O să aflăm și de unde vine această poreclă, ca să zic așa, nobilă, că să fii fundament e o chestie, știi, la baza tuturor lucrurilor trebuie să fie un fundament. Maestro, intră! El se joacă foarte frumos cu acordeonul. A fost de mai multe ori, da, la mine la emisiune. Mulțumesc, dar n-a fost niciodată ca invitat personal, da, la gătit. Sunt încântat, îmi face mare onoare. Gata, mulțumesc pentru invitație. Chestia asta, da. Deci, fii atent, astăzi îți fac o chestie nobilă, că vorbeam de regina Angliei. Mușchiuleț cu o fasole de asta super mișto, cu roșii de la Calafat. Am o băbuță care mi aduce roșiile pe vrej, așa, știi? Fiindcă numai dacă miroși vrejul ăsta și îți dai seama că sunt de adevăratele, știi? Sunt șerii, dar nu sunt șerii, sunt roșioare românești. Bun. Cum am zis, combinația ideală a cepei. Înainte de ceapă, opărim fasolea. Nu mult. Deci, am aici apă cu sare. Pun fasolica la... din ea, cred că fac din asta și o salată de fasole verde. Găsiți asta la obor. Sunt vreo două cucoane care vând și la obor fasolea asta. Deci opărită cu puțin usturoi pisat, cu ulei, o roșie poate fi tăiată așa și a ieșit o salată demențial de bună. Da? Dar eu o să fac o combinație să meargă cu mușchiulețul ăsta. Întâi ceapa, ai gătit vreodată? Din păcate nu. Cam o soție extraordinar de talentată, o bucătăreasă excepțională. Eu când aud că oamenii vin la mine la cetate acolo, unde am vinuri bune, nu știu ce, și un muscat otonel sec, fiindcă îl culeg în august, culeg ca să iasă sec, pentru că muscatul e un soi de vin care acumulează foarte mult zahăr. Dacă îl las până în, eu știu, septembrie, octombrie, face 300 de grame de zahăr la kilogramul de struguri. Vă dați seama ce înseamnă. Și atunci am făcut ani de zile muscat, otonel dulce, că așa se poartă în România. Și am spus enologului meu, hai mă să-l culegem în august. Cu mai puțin zahăr și a ieșit parfumat, dar sec. Și cu asta îi nebunesc eu pe unii turiști care vin la mine acolo pe malul Dunării. Un bun prieten al meu, mă scuzați, doctorul Dimitriu din Germania, vă rog să mă credeți că m-a sunat
domnul Fundament, spuneți-i lui domnul Dinescu să-mi facă și mie rost de un muscat otonel care am băut odată la dânsul. Cred că am trimis pe cineva și am dat. Da. Acolo, bine, am și vreo 30 de camere de dormit. N-am făcut o mare reclamă cu aia, că nici să vină lume multă, că mă știu că fac efort numai cu Pleșu și Liceanu. Pleșu a fost o singură dată, Liceanu n-a fost niciodată și nici nu va fi invitatul meu. Dar vin lume, unii oameni care merg în Grecia, au oprit la mine, că e podul ăla care față. Dar vin unii de la 200 km să mănânce și să bea muscat otonel. Dar, în fine, astăzi vei bea muscat otonel și voi găti eu personal, da? Deci, ai zis că tu nu gătești, dar soția cum? Soția mea, unde, probabil ce gătește? De la mamă, de la... e extraordinar de talentată, adică plăcându-i ce face. Știi că... Deci, da. Face ceva extraordinar, care nu îi miră pe te toate... Te uimește de fiecare dată. Și pe toate prietenele ei și rudele noastre. E mare lucru să uimești lumea cu gătitul și să gătești ceva. Afară de faptul că pune puțină dragoste acolo, știți cum e vorba aia. Dar tu mi-ai spus la un moment dat că ați fost împreună în Japonia. Am fost în Japonia pentru că noi am avut un contract în 99, 2000, 2001, a durat vreo 3-4 ani și eu am fost de două ori, care am fost odată cu mine pentru că impresarul ne spunea: băieți, care vreți să luați soțiile cu voi ca să vă gătească? Să nu dați bani pe mâncare, că e scumpă mâncarea în... Nu, nu, aveam bani de mâncare, dar ca să facă mâncare românească. La modul ăsta, adică ne duceam să mâncăm sushi sau toată ziua, 5 luni de zile. Nu era sushi-ul. Și soția mea am luat-o cu mine în 99 spre 2000 și am stat 5 luni cu ea acolo și am făcut mâncare la 15 persoane. Deci mergea în piață în Japonia? Sigur că da, venea cineva, o lua cu mașina. N-ai fost în piață, tu n-ai fost. Nu, ea se ducea pentru că eu mergeam la treabă. Uite, mă închin. Eu cum ajung într-un oraș și întreb drumul, unde e piața ora? Da. Place să... bântui în piață, să văd ce se vinde, cum... Ea mergea la un mega market de ăsta, cu cineva care o ducea și cumpăra ce trebuia. Ați înțeles? Ca să ne facă... numai pentru tine, nu pentru toată echipa? Nu, pentru 15 persoane. Care eram, da. De asta a și luat-o, ca să facă mâncare românească. Și am stat cu ea 5 luni acolo, a avut o altă experiență, ce să spun. Dar tot mâncarea românească face bună. Da, din produse japoneze. Da. Și n-ai tăiat o ceapă în viața ta? Mai tai așa din când în când. Ce? Mă pune să tai la ceapă? Chiar când tai ceapa trebuie să-ți fii unghiile. E foarte important ca să nu bagi unghiile, mă. Și trebuie să porți mănuși, să știi. Da. Mănuși de box, dacă de poți fi cel mai bine la gât. Hop. Deci punem... tinere, să-mi dai foc la... Cum spuneam că ceapa e regina mâncării, știi? Ceapa asta care provoacă, mai ales la unele fete mai tinere, au ceapă, mirați ceapă. Ceapa este esența bucătăriei în toată lumea, știi? Și în India, și în China, și la Londra, și peste tot. Este dumnezeiască și merge sub toate formele, și crudă, și prăjită, și înăbușită, și coaptă. E o salată de ceapă, eu făceam pe vremuri. Uite, n-am mai făcut de mult. Ceapă cu tot cu coaje, o crăp puțin și pui puțin ulei deasupra și o bagi la cuptor, știi? O ții cam o jumătate de oră. Până o scoți cu ulei, dacă ai ulei sol la rece și oțet, e o salată demențială. Rece se mănâncă, da? Deci așa, pe lângă mușchiul ăsta pe care o să-ți aleg, o să ți-l arăt cum îl fac. Fac o fasole care fierbe, am pus o fasole chinezească, se găsește rar aia, dar este genială, are un gust foarte bun. Așa. Pe de altă parte, eu nu pot da atât de mult piperul, nu e un medicament, este un condiment, e foarte bun, dar sunt oameni care nu suportă, nici eu nu mă omor după piper, că îl simt așa. În schimb, ardei, eu mănânc în fiecare zi 5-6 ardei, care mă țin în formă, să știi, ardeiul. Da. Am o prietenă în Germania cu care am făcut și un film așa și care face agricultură bio și ei stropesc în afară cu zeama de urzici, cu zeamă de ardei, dau pe plante și nu mai vin dăunătorii, adică au un efect absolut, deci sunt buni sub toate formele, știi?
Odată am fost în obor și era unul care mi-a dat ardeiuți și striga: veniți și luați ardeiuți! Ustură și la intrare și la ieșire! Făcea tipul, știi? Într-adevăr, eu însă folosesc niște ardei foarte mișto de la Calafat, care nu sunt foarte iuți, știi? E bună iuțeala, știi că, cum spuneam așa, da, punem puțin, stai, punem puțin ulei. A început să fumege, nu-i nimică. Prima dată pui ceapa, da? Trebuie tot timpul să mișcați o țâră. Deci facem o... nu o tocăniță, că e mult spus că e tocăniță. O fasole verde cu un sos foarte bun. Folosim numai chestii naturale, da? Întâi ceapa asta de... Era să zic de Buzău, dar nu e de Buzău. Aia de Buzău e foarte bună, ceapa de apă. Știi, acolo e o specialitate a zonei cu ceapa de apă din Buzău. Ceapă roșie, dar și aia albă. De fiecare dată când mă duc... Tinere, s-a stins aici, ce dracu fac? Gata. O dăduse tu mai mic. Ceapa întâi. După aia, ardeiu. Ca să ai spor, ardei îi tai pe mijloc, le mai faci două crestături așa și nu-i tai pe asta că alunecă cuțitul, cel mai bine e pe partea din urmă. Da. Și faci dintr-o dată. Știi că eu mă uit la bucătărese mele la cetate, iau câte un ardei de ăsta. Bă, fetelor, sunt tehnici japonezi, era. Îl faci pe tot odată, da? Una peste alta. Am făcut ardeiul. Ardeiul de dulceață, la orice mâncare, contează puțină dulceață. Uneori pui și zahăr ars ca să aibă dulceață. Și nu vă feriți să puneți, că nu se pune mult zahăr, știi? Dar pui niște zahăr, să dau puțin mai încet, că mi-a luat și... lingura la foc. Ușor mai, iasă. Atâta. Văd că fasolea fierbe, o mai întoarceți odată. Nu trebuie fiartă chiar mult să... Deși asta e mai țapănă ca fasolea românească, aia galbenă, care e foarte bună. Da? O loviți așa puțin să intre în... Deci am pus ceapa să prindă o culoare galbenă, nu trebuie arsă. Ceapa arsă este destul de nasoală, mai ales dacă se gătește în ardeiul unor cam dur, așa, cu făină prăjită. În orice mâncare, e o lege. Dacă nu stai la ea să o dichisezi, să o gâdi, să nu știu ce... Să vorbești cu ea, până am învățat... Nu, că bucătăresele mele, eu le-am învățat să gătesc. Erau din sat de acolo, așa. Ele puneau ceapa și plecau să facă niște. Bă, fato, stai acolo și fă-i așa, știi, ca cum gătesc babele alea, știi? O babă nu pleacă de la mașina de gătit, știi? Dă și meste, că ăsta este toată chestia, că atunci nu se arde, știi? De-aia e făcută și lingura, să meste și în chestiile astea, da? Bun. Putem să punem deja ardeiul. S-a prins o țâră culoare. Așa, mai zi o chestie japoneză. Știi că japonezii sunt foarte conservatori. La mine lucrează un tânăr care a lucrat în Japonia. M-am trezit cu el la un moment dat, la cetate, și acum vreo 10 ani de zile. Și a spus: domnul Dinescu, știți, sunt din Iași, și în fine, Vasilov mă cheamă, Sergiu Vasilov, sunt în Japonia de 5 ani de zile. Dar am văzut la televizor emisiunea noastră și am vrut să văd și eu cum arată cetatea, portul cetate în care gătiți dumneavoastră. Zic: bun, și ce faci tu în Japonia?
Păi zice, lucrez la o firmă care se ocupă cu umanizarea brandului. Păi, interesant să umanizezi un brand, adică... Păi și ce înseamnă asta? Păi ce, japonezii sunt foarte conservatori. Ei nu mănâncă decât mâncarea pe care o mâncau acum 2000 de ani strămoșilor. Și noi trebuie să învățăm să le explicăm, domnule, această brânză adusă din Elveția se face așa și merge și cu tofu, în fine. Să le explici de ce este bună și trebuie să o accepte, da? Să știți că managerul nostru în Japonia era foarte încântat de mâncarea noastră. Nu că făcea soția mea. Fiind japonez de meserie? Fiind japonez. Pentru că el a venit aici. Deci, Ardei, uite, îi trageți o crestătură pe mijloc și îi aruncați toate semințele, da? Uneori merge și cu semințe, dar e mai bine totuși. Așa. Și managerul... Da. Era foarte încântat de mâncarea noastră și de asta vreau să vă spun, adică cum am ajuns noi acolo. Era, propriu zis, un parc de distracții, dar nu parc de distracții de copii. Era un parc... În ce an se întâmpla chestia? V-am spus, 99-2000. Da. Deci în capitalismul românesc. Da. Înainte ai circulat pe vremea comunismului? Ce anume? Ai fost în străinătate? Doamne, ferește, cum? Am fost în America în 79. Am venit din armată. Te-ai dat cu comuniști. Și în septembrie am plecat în America. În 79, da? În 79, sigur. Și ce cu tarafuri, cu ce? Cu ansamblul Doina Bucureștiului. Uh-huh. Era ansamblu de amatori, dar aparținea... Câți ani aveai? CCU. Aveam 21 de ani. 21 de ani. Da. Ai lucrat cu partidul frumos, așa. Da. Am plecat cu CCU, a fost cu noi, știți dumneavoastră. Da, cu băieții, da. Am fost. Ce vă spunea? Vă instruia să nu aveți legătură cu românii fugiți, că atunci periculoși erau mai mult, nu americani, ci ăștia transfugi, știi? Da. Adică asta era principala, să nu vedeți că vin români de ăștia și vă bagă în cap, nu știu să rămâne, să nu cumva. Da. Păi asta și ne țineam fiecare seară. Da. Nici pașapoartele, vă luau pașapoartele sau vi le lăsa? Nu ne-a luat pașapoartele, dar în schimb, spre norocul lui, la ăsta care a fost cu noi, din 41 de persoane au rămas doar două fete, credeți-mă. Una pe la mijlocul turneului. Dar tot au rămas de două fete. Și alta când trebuia să plecăm. Care din 41 de persoane, pe puțin, bine, trebuia 10. Da, e bine. Păi vremea comunismului, să nu rămâi în America. Da, asta a fost, așa s-a întâmplat. Uh-huh. Da. Și de asta zic. Așa, Am avut o viață frumoasă cu ansamblu Doina Bucureștiului. Vă spun, era CCU-ului. Cuile cât ați diasporii? Nu românii. Mare, spectacole. Unde? Păi, domnul Mircea, în 2 luni jumate am fost în 48 de state. Știi, Neanicu, deci reușise o performanță Ceaușescu, fiindcă el a mărit atunci când au intrat rușii în Ceoslovacia, el a ținut un discurs în Piața Palatului, curajos pentru vremea aia, în care a vituperat împotriva rușilor. Și atunci a fost... Bine, atunci s-a creat și mitul lui de lider, în fine, și a început nebunia, de fapt. Și americanii, pentru chestia asta, l-au simpatizat câțiva ani, până să devină dictator, așa? Și atunci tehnologia americană, nu știu ce, au venit doi președinți americani, au dansat în hora Unirii, în Piața Palatului. Uitați, a fost perioada lui de glorie, așa. Venind vorba de chestia asta, noi am plecat în 23 de septembrie atunci. Și vă rog să mă credeți, pașapoartele le-am primit pe 22 septembrie seara. Noi, păi nu, pașaportul pentru tinerii nu, care nu știam că plecăm. N-a vrut să ne dea voie. Elena n-a vrut să ne dea voie. Da, Elena, era sinistră. Contractul și cu compania. Nu degeaba se spunea sinistra lui soție. Era chiar contractul și cu compania. Punem și puțin unt. Când faceți o chestie de asta prăjită, așa, untul nobilează puțin sosul, știi? Ăsta e adevărul. Așa, deci nu știați că plecați cu o zi înainte? Da, din cauza că nu eram sigur că ne lasă să plecăm. Și pe 22 seara înainte cu o seară a venit directorul ansamblului. Băieți care v-au zis numele, veniți să vă luați pașapoartele mâine la 8 dimineața în aeroport. Cu cuvântul onoare. Nevestele... Da. Ce să... Știau că... Să pregăteau că trebuie să plecăm. Cum erați plătiți? În valută sau cum? Da, aveam o diurnă de 20 de dolari pe zi, care mâncam din ei. A, da, nu vă dădeau ei așa, nu? Păi dacă eram plecați, eram numai pe autocar.
Astăzi la Los Angeles... plecați cu avionul și acolo era un autocar? Da, bineînțeles, am ajuns cu avionul acolo și de acolo ne-a așteptat un autocar care am făcut turneul două luni jumate cu el. Și de, asta am întreb, deci nu cu românii rămași pe acolo? Nu. Că veneam americani. Ei la spectacolele care știau, asta era mai altceva. Veneau, da. Și vă rog să mă credeți, după spectacole veneau la fiecare dintre noi. Vreți să rămâneți? Da, bă, întrebau ăia, da. Păi de-aia știau securiști. Vă ajutăm cu ceva cu tare. Nu. Noi, nu că speriați de cine era cu noi, dar nu. Auzi, la cât de talentat erai tu la acordeon, să știi că făceai carieră acolo. Păi bune, da, în fine. Da, nu știu dacă... N-ai murit de foame nici aici. Sunt mulțumit ce am făcut și aici pentru... Da. Nu știu, nu și e cât așa... ai stat, deci, prima dată în America? Da, două luni jumătate. Bine, și după Revoluție am fost de trei ori. 91, 92, 93, la restaurant. Dar pormă v-au chemat românii, diaspora. Da. Da, da, da. La ce restaurante? Erau restaurante românești, am nu? Am fost la restaurantul Transilvania în Queens Boulevard și am avut succes. Știau românii că suntem acolo, veneau. Dar tot așa, exact cum e acum, așa era atunci. Vineri, sâmbătă, duminică. În curs săptămânii nu mergea treaba. Deci, uitați cum arată frumos asta. Roșu, verde, cepșoara gălbuie puțin. Asta e deja... putem să punem fasolea, da? Putem să punem direct și cu, chiar dacă mai cadă și puțină apă. Asta, dar vreau să fac și o mică salată. Păstrez jumate din ea. Așa, bun. Asta aici. Deci o mâncărică de fasole de post. Numai că noi o să o dăm pe lângă de mușchiulețul ăla de vițel, da? Acolo punem numai vitamine, acolo numai bunătăți, nici nu mai merita. Da. Și toate sunt încă o dată. Astea bio, să știi că acolo... Că eu când merg la piață, nu iau niciodată unde văd maldere de roșii. Sunt două băbuțe cum... o grămăjoară de roșii cu 2 kg de fasole, de asta că nu crește. Acolo trebuie să o luați. Acolo nu este... Știi, câteodată îmi spune câte o doamnă de acolo din piață, domnul Dinescu, uite, am copii și mă închin. Cum să pun eu pe roșiile astea chimicale când copiii mei se duc în curte și rup roșia aia? Sigur, logic. M-ar bate Dumnezeu. Normal. Deci asta este foarte important și că noi am fi avut o șansă uluitoare dacă mergeam pe chestia asta bio, știi? Din păcate, suntem o țară nenorocită, știi? Că toate supermarketurile sunt pline cu chestii, cu... În perioada când pepenele românesc care e atât de bun, dar găsești mai pepeni grecești și turcești, în fine. Sau olandezi, galben. Și ea rezistă 14 luni, așa, în fine. Bun, am pus, deci, îi punem niște mirodeni. Aici am, ca de obicei, chimen, coriandru, puțin piper și busuioc. Da? Și acum ce pun? Pun roșioarele astea. A spus că le iau așa pe... le-am lăsat special, să vedeți. Și le iau mai puțin coapte și le pun undeva la umbră. Și rezistă vreo 3 săptămâni, așa, unele se coc, știi, în timp ce și-au dulceața. Le pun întregi, așa că dă foarte bine în... Gata. Să te pregătești acum, da, până termin eu asta, să tragi o melodie, da? Sigur că da. Că o să combinăm asta, bine? Da, așa, da, ce mai punem? Da. Punem, evident, puțin vin, da? La orice mâncare, vinul nobilează. Și trebuia și o portocală, pentru că nu mi-au pregătit. O să iau una de aici. Puțină zeamă de portocale. Îi dă o dulce acritură. E bună portocala? Încă o dată, are acest avantaj. E și dulce și acrișoară. N-are cum să nu iasă sosul bun după chestia asta, da? Așa mă bate vinul, să-mi vin casa și pământul. Tot așa mă bate vinul, să-mi vin casa și pământul. Trebuie ca și hamuri bune, să mă duc la mândra lume. Trebuie ca și hamuri bune, să mă duc la mândra lume. Au, au, inima.
câteodată să-mi dau să o fi judecată. Așa-mi vine câteodată să-mi dau să o fi judecată. Că mi-o dau și mi-au făcut, mă, și eu nimic n-am avut, mă. Că mi-o dau și mi-au făcut și eu nimic n-am avut. Au inima mea, așa, mă. Mama rău se necăjește. Eu iubesc, tata iubește. Mama rău se necăjește. Dacă-ar mai și mama, măi, s-ar duce dracu casa, măi. Dacă-ar iubi și mama, s-ar duce dracu casa. Au, 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 inima mea. Dacă-ar iubi și mama, s-ar duce dracu casa. Au, 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 inima mea. Alesul de viță nu trebuie făcut mult, ca cum porcul trebuie să nu fie în sânge. Facem o feliuță mică așa, da? 3, 4, mănânci multă carne de felul tău? Vi sincer. Da, nu da, prea bine. Sunt așa extraordinar. Sunt cu peștele mai mult. În fine, da, dacă știam vită, așa, da, multe vită mănânc, nu se refuză. Da, sigur că da. Nu-l bați cu, îl bați cu pumn, nu? Mi-am uitat mânușile de box, că le folosesc, da, când da, bat așa, dar deocamdată bat așa, da? Punem puține mirodenii, discret, da? De ce pun astea? Pentru că o să pun, le întorci pe partea aia și mai pui o dată, da? Dacă le-aș pune direct, n-aș fi pus, aș fi pus după aia, dar le dau pe-n făină, e ca un șnițel. Nu știu cum se cheamă, nu-i vine scășnițelul, știi, că să bat ouă, să nu știu ce. Asta este o friptură de vițel făcută repede. Făina are acest talent de a închide porii cărnii și atunci rămâne mult mai mustoasă, știi? Cea mai bună friptură de vițel este cu unt. Dar punem și puțin ulei. A, nu, ăsta este vin. Vin. Nu contează. Am mai pățit-o la cetate, în loc de vin am turnat ulei. Mamă, s-a făcut o flacă, era să... Punem numai puțin ulei și două bucățele de unt. Îi lasă și un sos acolo nemaipomenit. Să scutură. Da? Hop, hop, hop. Foarte repede. Asta se face o friptură de asta în 3 minute. Prinde o crustă. Mai pun și pasta, da? 3. Mănânci 4, îți dau ție. Eu mănânc numai 3. Adică totuși ai mânca. Asta este gata. Da, garnitura de fasole e super bună, e în regulă, da? O să vedeți că și la friptura asta o să pun... trebuie să mișcați orice carne pe care o puneți la prăjit, e bine să o mișcați, pe altfel stâmpă loc, se poate negri, adică să prăjească cu asupra de măsură. Suntem o țară totuși binecuvântată, că deci ăsta poți să le iei de la obor. Și nu costă foarte mult, cum un moșiuleț de ăsta în Occident, costă o avere. La noi încă sunt prețuri rezonabile, să știi, la mușchiul de vițel. Lumea n-a prea mâncat vițel în România, fiindcă porcul a fost datorită faptului că am stat 500 ani sub turci, și turcii nu mâncau porc, atâta românii au mers pe porc. Și acum nu le fură turcul porcul, știi? Și vițelul mâncau boierii, că la Paris au învățat și ei să mănânce vițelul la mare.
vogă, nu? În orice restaurant celebru, el mănâncă în sânge. Mie îmi place să rămână puțin roze, știi? Adică să nu fie foarte roșu, așa, adică să curgă zeamă, să curgă sânge din... E mai făcut, nu foarte făcut, dar destul de bine făcut. Așa, l-am întors pe partea asta, el a căpătat culoare, da? Nu mai ține mult. Am aici niște rom cubanez. Îi dă un gust foarte bun, dar înainte de asta, acum punem, nu se pune de la început sare, pui sare când e aproape gata, mai punem și puțină mirodenii, aș pune și o țâră de muștar, da? Mai întorc o dată. Asta este friptura noastră. Am zis că îi pun portocală și rom. Miroase. Asta a schimbat gustul. Da. Sigur că da. E super. Sigur că da. Oricum sunteți recunoscut. Nimic fără portocală. Binecuvântează Dumnezeule arderea de tot. Ăia care făceau în Vechiul Testament arderea de tot a preoților, aduceau omagii Domnului, își păstrau, de fapt, erau animale care erau făcute până la cenușe și să simtă Dumnezeu arsura aia, mireasma cărnii fripte, știi? Dar își păstrau ei bucățile mai bune, știi? Asta acum și măcelarii, și măcelarii își păstrau. Gata. Acum avem această friptură de vițel parfumată, da? Ia să o aranjăm puțin pe o... Punem întâi această fasolică. Hai mă, nu firea. Să știți că puteți avea surpriza să vă placă mai mult... Asta am vrut să spun eu, pe asta, cuvânt de onoare, da. Mai mult, mai mult salata, garnitura. Garnitura decât, știi? E foarte bună. Bine, și ăsta e ceva extraordinar. Cu toată mireasma... Portocala și cu romul ăla. Așa, avem asta, da? Și acum... Deci ați văzut cât a durat ca să faceți o friptură. Știi că eu sunt obsedat totdeauna că maica mea săraca și bunica mea găteau ore și... Dar ei... Era mâncare, era foarte bună, de fapt. O mâncare trebuie să dureze, știi? Dar nu făceau totuși mușchiuleți de vițel. Așa n-am mâncat în copilărie niciodată, cred. Dar așa, sosul ăsta e nemaipomenit. Obligatoriu, da? Bun. Vițel cu fasole de asta verde, asta se găsește mai rar. Deci, dar încă o dată, bucureștenii se pot duce, eu am găsit la Calafat, la doamna aia care o cultivă, știi? Dar e singura din Calafat care face asta. Este o super. O mâncare genială, da? Poți, dacă vrei, să-i mai dai o peste friptură, mai storci, așa, da, trei picături numai, da? Poți să pui și asta așa, ca să amintești că portocala este emblema noastră. Da. Uite asta, ia du-te cu ea acolo, vă mulțumesc. Vom mânca din ea, mai pun-o, ți-ajunge aia? Îmi pun și eu, o să mănânc și eu cu poftă, trebuie să recunosc. Asta vreau să vă pun eu, domnul Dinescu. Nu, păi nu, mâncăm, aia a ta toată, da, știi? Da, da. Eu zic că e mare lucru să-i placă mâncarea și bucătarului. Pentru că dacă nu-i place bucătarul, este o porcărie, știi, cine nu știe să mănânce. Cum am zis, pun și puțin portocală, da? O mai șterg aici, să arate bine, nu? Așa. La lucru,
O să mâncăm împreună puțin și pe urmă tu sigur când da. Îi asculți sigur. Întâi pe colegii tăi. Da. Deci așa, mușchiuleț de vițel. Tac, pac, în 3 minute. Cu o garnitură de, a zice, de primăvară aproape. Că primăvara o să vedeți la toamnă, la sfârșitul toamnei nu o să găsiți o roșie. Vă spun eu, fiți atenți, acum faceți zacusca. Pentru că e prăjolit tot câmpul. În Oltenia, eu făceam zacuscă în septembrie. De ce? Că apăreau roșiile de câmp, mai ieftine, nu știu ce știi. S-a dus prăjol. Da. Nici vinetele, acum trebuie făcut. Veniți, cumpărați de la Poiana Mare, e angro. Eu am luat, am mai spus la o emisiune, am luat roșii cu 90 de bani. Mi-a fost milă de țăranul ăla de bătrân. Vrei cum cer prin 90 de bani? Măcar un leu cere, da, ca da, să da, nu, da. Că mi-e rușine să... Acolo e o zonă absolut formidabilă și da, n-are lumea bani, știi? Nu este societate de consum. Produc țărani și trebuie să dea la prețuri absolut jignitoare. Ne vedem! Ne vedem! Așa, mă! Bine, bine! Ține așa, mă! Rețineți formația Viorel Fundament, Mihai Strugărel, Ireu Săfără.